Hei, salut, bine ai venit la o nouă emisiune. Astăzi discutăm despre un subiect interesant și anume despre cursa șobolanului. Și ce este cursa șobolanului, așa că sună așa de interesant. Ei bine, cursa șobolanului este inspirată din cărțile lui Robert Kiyosaki, am citit multe cărți de ale lui și el spune așa. Cursa șobolanului este cursa de la fiecare lună la fiecare lună, de la salariu la salariu și oamenii trăiesc de pe o lună pe alta. Nu au economii, nu au bani suficienți, nu au timp suficient pentru că ei muncesc pentru bani lună de lună și astfel în fiecare lună ei își așteaptă cu mare, mare nerăbdare să vină ziua de salariu. E bine, soluția ca să ieși din cursa șobolanului ar fi următoarea. Să încerci să-ți faci, eu știu, propria ta afacere, să devii investitor, să nu mai depinzi de un loc de muncă stabil. Asta înseamnă, bineînțeles, că trebuie să-ți asumi multe riscuri și să-ți asumi un mare curaj pe care ar trebui să-l ai dacă vrei să ieși din cursa șobolanului și să treci pe autostradă. Pe autostrada profitului, pe autostrada banilor, în care nu trebuie să mai aștepți de la lună la lună ca să-ți vină salariul pe card sau ca să-ți poți lua banii. Ei, și dacă te interesează subiectul ăsta, ar fi o idee grozavă să te abonezi la canalul meu, unde discut despre tot felul de minunății interesante, inclusiv despre cursa șobolanului și despre cum să ieși de pe cursa șobolanului și să intri pe autostrada profitului. Până atunci, nu uita să te abonezi, așa cum ziceam, și dacă este interesantă cursa șobolanului, să dai și un like. Ne vedem pe curând!